mai dai mai mult? Uitați-vă, clădirea e doar în stare bună și nu costă mult. 20 de bile, o curea de piele și un maculator de 100 de pagini. Maculatorul trebuie să fie nou. Dar de ce vrei să o... vinzi? V-am mai spus, ce naiba? Ne mutăm la Timișoara. Cine e amator? Eu! Uite ce-ți ofer eu! Dictando, aproape nou, și în loc de curea, un ceas deșteptător. Ce zici? Ăsta a fost ceas. Și ce vrei să spui, mă? Că ăsta nu e ceas? Taci, măi, dar nu vezi că n-are nici cadran și nici arătătoare? E drept, n-are nici cadran, nici arătătoare. Dar suneria funcționează perfect. Vrei să vă arăt? Da. Ia, ascultă. Ai văzut? N-am spus că e doxa, dar e ceas. Și de sunerie să nu mai vorbim. Dar dacă nu vreți, mă rog. Nu fi prost. Dacă vă mutați la Timișoara, fabrica oricum rămâne aici. Ai dreptate. Dacă îmi dai 3 bile, îl lămuresc. Îmi dai? Lămurește-l! De unde ai tu toate astea? Nu te privește pe tine. Le-ai furat? Să nu mă faci pe mine, o că... Bă, dar repede-ți mai sare, țandăra. Îmi sare. Faci pe grozavu. N-am timp, dar te-aș plesni. Pe mine? Pe tine. Tu știi cine ești eu, mă? Un gola. Priza! Priza fia! Golanule! A, nu te stâmper, mă! Nu mă stâmper! Vezi-le priza a doua! Lasă-mă! Fabrica e a ta! Da, e a mea, o cumpăr! Mi-o dai, mă? Să mai văd odată ce asta. Dă-l încoace, mă! Stai! Nu se poate repara. Nu face nimic, îți dau fabrica. Face și chitanță! N-ai tu nicio grijă. Act de proprietate de astăzi 17 iulie 1944, fabrica de cărămidă îi aparține lui Mihai Pleșa, zis Pistruiatul. Permiteți? Vă rog. Mulțumesc. E foarte cald astăzi. E adevărată zi de vară. Enache a fost condamnat la moarte. M-ai chemat să-mi comunici asta? Nu. Dacă se țină vremea și are să plouă. S-a hotărât eliberarea lui. Ce trebuie să fac?
Te duci mâine la Dobre. Atelierul de reparat biciclete. Strada Morților. Salut, minile. Domnul Vasile e aici? E înăuntru. Bună ziua! Bună ziua! Faceți și vulcanizare? Da, doamnă. La ce oră trebuie să fiu acolo? La ora 2:30. Căruța e pregătită. Va sta chiar în dreptul fabricii de cărămidă. Cea mai bună vulcanizare e la rece. Casa Roseană? S-a aranjat. Dacă poți să-l anunț, anunță-l. Cuibul e gol. Bine. Am să trec și eu pe acolo. Și când o să aduceți bicicleta? Probabil mâine. Bună ziua! Bună ziua! Te mai întorci? Când o să termine slujba. Ce fel de slujbă? De la biserică. Asta e ultimul tot drum? Știu. La ce să fi gândind un om care știe că face ultimul tot drum? Uite, la asta nu m-am gândit. Ai umor? Am. Nu se poate. Îți ordon să întorci! Vorbiți cu Cucoana. Ea plătește, ea poruncește. Ce s-a întâmplat? Interese de stat, doamnă Sărutmănuța. Trebuie să dau urgent un telefon. Trebuie să prindem un levat, dar sper că nu o să vă supere cu nimica. Din potrivă. Poftim. Hai, întoarce. Bine, bine. Thank you.
Nu-i nimic pe aici. S-a trezit un comisar șef. Idiotule, numai ție putea să scape. Unde e? De aici, pe undeva, prin clădirea asta. Înconjurați toată fabrica. O muscă să nu iasă din încercuire, s-a înțeles? Am înțeles, domn comisar șef. Haideți! Și voi, cercetați curtea pas cu pas. Executarea! Hai, mai! Ce-i cu voi acolo, mă? Ha? Ne jucăm! Ia veniți încoace, haide! Coboară mai repede, coboară mai repede, și tu! Haide, 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 nu se aude! Mai puștule! N-ai văzut alergând pe aici un individ îmbrăcat în haine cenușii? Da, dar azi a avut ghinion că v-a adresat tocmai mie. De ce, mă? Dacă nu m-a fi întrebat pe mine, l-a ajuns. Și tu l-ai văzut, mă? Da, domnule comisar, l-am văzut. Avea mâinile legate în față și fugea. Fugea, derupea pământul. Ai putea să-mi spui încotro a fugit? Pe fereastra asta! Da, spre fereastra aceea.
Fereastra asta, spui? Da, spre fereastra asta. Mă, care din voi cunoaște fabrica pe dinăuntru? El e proprietarul fabricii. Hai, coboară-mă! Haide, coboară, n-auzi? Hai mai repede, hai, hai! Cum proprietarul fabricii? Fabrica e lui tăticu? Nu, e a mea! Are și act de proprietate! Ce act de proprietate? Ăla-i la tine, dă lângă! Ce-i asta? Mă, puștule, mă! Îți bagi joc de mine, mă? De ce m-ați lovit? După el! Haide, haide, haide! Haide, mă, haide, haide! Cu prichindel. Vină-mi coace, că ți-are tății. Îți dai eu să dai drumul. Hai! L-am adus, domnule comisar. Bine, căutați mai departe. Am înțeles. Hai și condu-mă în fabrică. Nu. Cum nu, mă? Pe unde e intrarea? Fabrica asta n-are nicio intrare. Cum n-are, mă, nicio intrare? Are toate ușile zidite sau bătute în cuie. Mă, tu mă crezi prost? Hai! Gruia! Ordonați, domnule comisar. Hai, mă, fă de treaptă. N-am înțeles, domnule comisar. Stai, mă, în patul labe. Haide, haide. Am înțeles, stai, domnule stai. Șef. Hai, vino și tu. Gruia. Viu, viu, domnule hai, comisar. Hai. Ia vină încoace-mi. Hai. Încotro ar putea să iasă un om care intra pe fereastră aia. Nu știu, și n-am fost urmărit niciodată. Și dacă ai fi fost urmărit? Păi atunci, pe acolo. De ce tocmai pe acolo? Pentru că nu mai pot doar ieșire. Grea! Am înțeles, domnule comisar. Șef! Am înțeles, domnule comisar, șef. Ce ai înțeles, mă? Pe ce ați spus? N-am spus nimic. Păi atunci am înțeles încă nimic. Ia, cercetează podul. Hai, hai! Păi să scot pistolul. Așa, singur? Urcă-mă! Hai, mă. Mișcă. Ce hai, hai. Ce așa?
Ce e acolo, mă? Nimic, domnule comisar. Cum nimic, mă? Parcă ar fi coteț. Cum coteț, mă? Ce ești nebun? Coteț în pod? Păi de la ăștia te poți aștepta la orice. Ce e aici, mă? O gaură. Ce fel de gaură? Pătrată. Ce e acolo, mă? Trepte. Dar pe acolo n-a putut să o ia. Duce spre un magazin fundată fără nicio ieșire. Bă, vorbești cam mult. Gruia. Ordonați. Ia vezi, mă, ce e acolo. Hai, hai. Domnule comisar! Ce e, mă? Apă! Ei, și? Nu există altă ieșire? Nu. Dar acolo ce e, mă? Poarta șobolanilor. Sunt șobolani pe aici? Da, de jumătate de metru. Dar fiți liniștit, nu atacă omul. Numai dacă sunt încolțiți. Ați auzit, domnule comisar? Sunt șobolani. Ce ai vrea să fie? Privighetori? N-ar fi rău. Puștule, ce-i dincolo de gaura asta? O încăpere fără uși, fără ferestre. Unde a fost în trecut un depozit. A existat și o gură de aerisire, dar au stupat. Gruia, ia vezi, vezi ce-i dincolo de spărtură. Băiatul zice că sunt șobolani. Hai, executare. Hai, hai. Nu prea văd mare lucru, domnule comisar. Ce fac? Lasă-l pe băiat să se uite. Hai, mă. Ascultă-mă, se vede ceva? Nu. Nu se vede nimic, domnule comisar. Uite-te bine, mă. Nu-i. Hai, mă, scoală-te. Păi, dacă ar fi trecut cineva, pe aici ar fi lăsat urme. Chiar dacă ar fi lăsat, după noi tot n-a mai rămas nimic. E posibil ca băieții să ne fi mințit ceva, datul să nu fi intrat pe fereastră. Hai, Gruia! Viu, domnule comisar, viu. Dubă? Ordonați! Raportez. Am cercetat fiecare ungher, din pivniță până în acoperiș. Dar cred că deținutul a traversat numai curtea. Da, asta e și părerea mea. Ce-i mă dincolo de clădirea asta? Canalul Morii, ce să fie? Da. De asta am pierdut urma. Să se bareze toate ieșirile din oraș. Învințați postul de control la gara, la gara electrică, la aeroport. 10 oameni să verifice toate casele de dincolo de canal. Executarea! Am înțeles, să trăiesc, domn comisar șef! Adunarea! Nevoie de tine, ai fugit ca un laș de la fabrica de cărămizi. Acum du-te, păzește-l pe scump în tubăcanul.
du-te, Calu. Mama, câte rochi își face doamna Preda? Nu-i treaba ta. Dar ce-i cu tine? Unde ai fost? M-am jucat. Vai de mine, ți-ai murdărit hainele. Cum adică Dar unde ai fost? Te pomenești că iar ai fost la fabrica de cărămizi. Da. Ai noroc că nu-i uitai că tu acasă seara, arătai el ție fabric. Atunci se schimbă să te vadă. Lumina! Mihai? Ce? Lasă camuflajul. Bine. La noi, la fabrică, au întărit paza. Se vorbește că ar fi evadat cineva în drum spre închisoare. Cine? De unde să știu eu? Un deținut politic. Se spune că în timpul transportului spre închisoare ar fi reușit să sară din dubă. Să rămână. Plutonul de execuție împușcă păsări. Tată, ce înseamnă deținut politic? Ha? Deținut politic? E un... Mă, chestiile astea nu trebuie să te privească pe tine. E un fel de hoț? Mă, ți-am zis că nu te privește. Iar supă de cartofi? Nu dorm, mă. Nu, tată. Păi de ce? Vreau să te întreb ceva. A. Ia zi, meștere, ce vrei tu să mă întrebi? Dar să știi că eu nu știu când am murit la Țepeș. Știu eu. Spune-mi, tată, ce înseamnă deținut politic? Pentru asta nu dormi tu? Da. Păi cum să-ți explic eu ție, mă? Spune-mi, tată, deținutul politic e un fel de hoț? Nu. Păi dacă nu e, de ce este arestat un om? De ce este arestat un om care nu fură? Mă, la vârsta ta, nu e bine să știi lucrurile astea. Îți spun, dar să nu-ți umple gura. Sunt oameni de care stăpânirea se teme și, ca să scape de ei, îi arestează. Ce înseamnă stăpânire? Guvernul, primarul, poliția... Dar ceva tot trebuie să facă oamenii aceștia, pentru că nu poate să-i aresteze așa fără motiv. Bineînțeles. Sunt acuzați că fac agitații. Cum adică fac agitații? Adică ridică pe muncitori împotriva celor care au fabrici. Și ei sunt stăpânirea? Și ei și încă cei mai răi. Dar pentru proprietarii de fabrici sunt oameni buni? Nu sunt, mă. Cum o să fie bun un om care trăiește dintr-o de altuia? E un parazit. Adică toți cei care au fabrici sunt paraziți? Toți! Tu crezi despre mine că aș putea fi parazit? Tu? Tu nu. Și totuși, după teoria ta, sunt. Păi nu înțeleg. Am și eu o fabrică. Aia de cărămidă din strada Drobeta. E a mea. Cum adică, mă? A ta. Am cumpărat-o de la Niță. I-am dat 17 bile și ceasul stricat pe care l-ai aruncat la coșul de gunoi. Păi atunci înseamnă că ai dreptate. La gara? Nimic. La aeroport? Nimic. Mă întreb dacă nu s-a necat cumva în canalul Morii. Un om ca ăsta nu moare necat. Ascultă, Bogza, ieri la fabrica de cărămidă era un puști pistruiat. Am senzația că știe ceva. Află-i adresa. Păi știți cumva numele? Mă, Bogza, mă, din tine n-o să iasă niciodată un comisar bun, băiatule. Și dacă îi știam numele, nu mai apelam la tine. Hai, descurcă-te. Thank you.
Alo? E cineva aici? Eu sunt distruiatul, să nu vă temeți. Eu v-am făcut semn cu mâna să vă ascundeți, să nu vă vadă cei de la poliție. Am să vin la prânz din nou. Punct!